Salutare, oameni buni! Iată-ne aici din nou, de această dată cu Battlefront 2, Star Wars, o nouă achiziție. Tocmai ce am dat redeem la codul de Elite Trooper Deluxe Edition, care văd că am aici crates, am 7 și mai scrie aici pe foaie, stați să mă uit, cum că... Deci care ar fi diferența între Star Wars Classic și Elite Trooper Deluxe Edition? Cică am primit Elite Weapons, Attachments and Star Cards for Troopers. Așa. Star Wars Battlefront 2 The Last Jedi Heroes, which includes exclusive Star Wars The Last Jedi outfits for Kylo Ren and Rey. Bun, abia aștept să văd ce înseamnă asta. Instant access to upgrades and Star Wars The Last Jedi Millennium Falcon. Deci presupun că ăsta reprezintă upgrades, e un fel de DLC, nu? Ok, hai să vedem puțin. Sunt nou în Star Wars, așa că... Hai să vedem puțin, test your training, nu? Hai să vedem. Bun, deci am un opened crates. Hai să vedem prima impresie aici. Extend your collection. You have earned credits to purchase a crate. Create contain different temple collections. It's just Star Wars emotes and victory poses. Ok. Bun. Deci am aici Master Specialist upgrade. Deci astea sunt 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, store. Deci să înțeleg. Bun, hai să vedem care e treaba. Open social hub. Nu. Contains a weapon, așa. Ah, open crate. Bun. Hai să deschidem, dacă tot le avem, să vedem ce pică. Reveal. Ah, pentru fiecare reveal al boy. Hai. The specialist, așa. Deci am primit un sniper specialist, așa am citit că... Și un trip mine. Și dual zoom. Ok. Inspect. Damage. Bun. Față de ce am acum. Dăm back. Mergem mai departe. Open crate. Dăm din nou așa reveal all. Assault. Improved thermal detonator. Plus 4. Apar n-am ce înseamnă asta. Reduced recoil. Deci să înțeleg că crates astea îți dă un fel de cod sau... Bun, reduce recoil. Hai să vedem asta, vreau să inspectez un pic. Common weapon modifier, small energy blaster with extreme rate of fire after. Deci asta merge pe assault, presupun cel mai bine. Și o nouă armă CR2-ul în assault, care cooling power este ok. Range-ul mic, damage-ul mic, dar are rate of fire maxim, din ce văd eu, nu? Cred că cei cu galben, aia reprezintă valoarea pe care o are arma față de alb ce avem echipat acum, cred. Ok, back. Ce mai avem? Uite, avem de la Heavy, presupun că asta e o altă clasă. Reveal all. Improved combat shield. Auto cooling. Deci nu mai trebuie să apăs pe pătrat că se supraîncălzește arma. Așa. Și heavy o armă. Ok, o să vedem in-game când o să le dau equipped. Elite officer upgrade. Deschidem și asta.
Deci presupun că itemele astea 7 le-am primit din câte am citit cu Battlefront, Elite Trooper Deluxe. Reveal all. Reduce recoil. O armă. Arma asta are range-ul puțin mai mic și cooling power mai bun față de ce avem acum. Și improved battle command. Cardul ăsta, Epic Star Card, care zice că în primul rând back up shorter radius also buffs yourself. Bun. Ok. Ray pre-order crate. Thanks for pre-ordering. This crate contains Ray DeepMind Epic Star Card. Ok, hai să vedem care-i treaba cu asta. Nu știu câți dintre voi aveți deluxe Trooper Edition asta. Elite Trooper. Ah, nu, Elite Trooper Deluxe Edition. Bun. Ok, ce e aici? Ce e asta? Farsight. Instant has an increased area of effect. Bun. Skin Jedi training. Ok. Rey and Chewbacca, Millennium Falcon. Experience Savager, increase health, survive auxiliary power. Bun, stai să vedem dacă o să știu să joc cu navă prima dată. Și Deep Mind, Mind Tricks and Longer Duration, targets that are revealed by Insight. Bun, deci carduri care presupun că trebuie să deblochezi Rey, nu? Adică pe Rey trebuie să deblochezi un fel de erou sau ceva de genul. Kylo Ren pre-order crates. Așa, Kylo Solid Freeze, Power Reach. Hai să vedem ce ne dă și asta. Open crate. Reveal. Reward unlocked. Unlock star card level 2. Kylo Ren Power Reach. Pull has increased affected area. Ok. Kylo Ren Solid Freeze. Am înțeles. Am un skin aici. Unmasked. Common skin. Bun. Și TIE Silencer. Regenerative Subsystems. Bun. Ok, Kylo Ren. Și Daily Login Crate. Ia să vedem. Deci să înțeleg că ăsta a fost un crate mai standard, că n-are nicio culoare, roșu, nimic. Reveal all și crafting parts and credits. Bun. Trooper crate, starfighter crate, hero crate. Deci poți să și alegi, nu? Da, văd că... Am înțeles, dar sunt crate-uri standard, văd că... Bun. No more crates. Hai să ne și jucăm, să vedem ce. Multiplayer. Galactic Assault. Da? Asta pare a fi. Bun, Kashyyyk. Văd că e harta care urmează să o jucăm. Dacă printre voi sunt jucători de Star Wars Battlefront, vă invit cu mare drag, cu mare plăcere să jucăm împreună. Poate mai învăț una alta de la voi. Ia să vedem care-i treaba cu Akirho Beach. Preferred attempt to push the clone army back to Kashyyyk. Separatists launch a second wave aimed at taking out an imposing vendor class Star Destroyer. Bun, sunt foarte curios și de grafic, așa.
Ok, equip cards. Înainte de toate, hai să vedem ce carduri am. Ability cards. Am doar un card de aici, din câte văd, Ability Cards, care îmi zice Improved Thermal Detonator. An improved version of Thermal Detonator with a larger blast. Bun, ok. Ok, asta a fost unul. Deci am un card. Bun. R2. Hai să vedem. Am altă armă, dar am CR1 ăsta. Hai să vedem ce știe. Mod. Aici ce avem? Ce am pus? Reduce recoil. Da, ce mi-a picat din creța din aur. Și să-i dăm play. Hai, mă joc cu Assault acum. Prima dată. Wow. Man. Wow, ce bine arată. Ok, MTT-ul. Trebuie să... Oh, câte detalii, ce interesant. Hai, man, lasă-mă să verific un pic treaba pe aici, că habar n-am ce fac. Deci, take out. Ok, mă duc să iau un Ion Disruptor. Cred că asta rupe shield-ul la acel entity. Vă spun din experiența care o am din beta. Am jucat un pic beta. Jocul ăsta, dar cam atât. Hai să vedem unde îl... Out of my range. Wow, 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 wow. Uite tot shibli asta 2002. Da, și am pierdut eu un disruptor. Deci se pare că tipul ăsta de aici păzește. Ok. Oh, wow, 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 wow. Uite-l pe Shibli. Acolo sus era. Oh, cum a așteptat. Uite, era Sear for win. Cred că direct headshot mi-a dat. Ok, o să-mi ia ceva timp până mă obișnuiesc cu jocul. Însă nu e asta o problemă. Deci văd că ăștia tot aici stau. Am dat și eu 48 damage. Bine, hai să analizez și alte părți. Oh, man! What? Vehicle destroyed. Incredibil, am tras la nimeni reală cu arma și... Ok, assault, am level 4. Ok.
Deci văd că nu-i nimeni, e un disruptor. Oh, ce e acolo? Man. Deci la bază e grenada, deci dacă nu poți faci kill face to face. New objective, take out. Man, nu încerc să iau. Nu avem nimic pe aici. Care, cum, de unde trage? Interesant, văd că și dacă mori aici primești puncte. Nu știu. That MTT is taking damage. It's taking damage. Deci hărțile sunt gigantice, arată foarte bine. Hai, interesant, zice, deci trebuie să fii foarte atent, văd că... Deci pot să vină de peste tot. La noi cele mai multe elimination 10 aici, văd că... Ok, nu prea se joacă la obiectiv. Nu să avem timp să învățăm, dar în ceea ce privește grafica și cum arată jocul, ireproșabil. Sunt multe discuții pe internet, nu știu ceva cu micro, nu știu ce și că pay to win și așa mai departe. Însă, în momentul de față, nu mă interesează asta absolut deloc. Pentru că... Din ce văd, jocul e genial. Adică, chiar încerc să-mi dau seama ce se întâmplă aici. Man! Altul, de unde? Din spate, junglă! Deci aici e ca în junglă. Din nou, o să am ce să fac în concediu de iarnă, să zic așa. Care trage așa? Sacrifice. Am primit 100 de puncte pentru sacrifice. Așa. Ok. Deci cred că o să încerc să stau mai retras puțin, că aici pot să apară de pretutindeni. Uite. Așa tare avansează ăștia. O să ies eu în evidență aici sus, da.
Deci până îmi formez și eu stilul de joc sau... Deci m-am împins înapoi. A, deci limitele hărții văd că sunt determinate. Bun. Ar trebui să-mi dau seama de unde apare adversarii acum. Tare mi-ar place să am un camarad în jocul ăsta care să-mi explice un pic cum stă treaba. Se trage. Multi kill? Three player kill streak. Și un kill assist. Ah. Pentru mine este suficient. Juggernaut. Și am fost în West Juggernaut. Oh, 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 oh. Ok, hai să ajutăm acolo sus. Juggernaut-ul. Ah, am aruncat bine grenada. Oh, a venit pe dincoace. Chewbacca. Da, deci e super jocul. Deci așa, la prima impresie, fără să mă uit pe internet ce se zice despre el, ce se zice despre EA Games, Disney și așa mai departe. Poate veteranii din Star Wars au altă părere despre joc decât o am eu. Dar mie mi se pare destul de distractiv, deci chiar e un... Ok, și atunci mai trebuie să apărăm care? East Juggernaut. Hai să mergem. Unde tragi, man? Hop! Am văzut ceva acolo. Uite la acolo pe Darth Vader. Ok, care cum? Kill assist. Ah, la puncte nu stau foarte prost. Poate că mor eu ceva mai repede, dar măcar sunt în top 10. Pentru un prim game e ok. Ok. Cât de mare este harta asta? Asta e o navă, cred că. Deci cât e de mare? Keep the Juggernaut safe. Ok, încercăm.
I am your father. Fall back. Você dá o cutícula? Ești chiar, nu e rău jocul deloc, deci dacă n-ai mai jucat Star Wars sau nu ești pretențios, ca majoritatea dintre fani, chiar merită. Ești chiar merită, deci e un gameplay super, cel puțin în multiplayer, deocamdată pentru mine. Presupun că devine din ce în ce mai interesant din moment ce îl joc tot mai des, de fapt, intenționez să-l joc cât mai des. Să învăț hărțile, clasele, dar în principiu văd că seamănă foarte mult cu sistemul de la, din Battlefield 1. Tot așa ai niște clase, arme, numai că acolo nu ai recoil reduce și... Vai, vedeți că pe urmele mele urâtul ăla. Man. Interesant asta că îți arată unde sunt adversarii. A, dar câtă viață ai, man. Am reușit să arunc grenada. Nu. Uite-l pe Kylo Ren. Let's do this. A, deci noi gen, noi am capturat nava lor și acum trebuie să le oprim fuel-ul, nu? Hey, stop the fuel, hai. Te apăr, my man. Ok, am reușit să... Ce bă, l-am omorât pe... Deci avem două puncte, stânga și dreapta. Nu, pe atunci stau pe obiectiv aici, nu? Wow. Care va e cu ochii pe mine? Hai să merg și eu dincolo. Nici doi player damage înseamnă că chiar e cineva acolo. Deci exact ca în filme, bătălia e așa, cum să zic eu, e versus, da, față în față. Hai să avansez, de ce nu? Avansăm, nu avansăm? Uite-l pe urâtul ăla. Mamă, ce urât ești. Nu se poate, cu cât a scăpat. Eram de gând să mă duc după el. Facem damage la kill assist.
Hai să vedem care-i treaba. Oh, altă navă acolo. Ok. Am impresia că am avansat prea tare pe aici. Opa, fiolul de dincolo văd că e. Ok. Am omorât unul pe altul. Explosive expert. Stop the fuel pump. Rezistă. I'm on my way. Lost. Nu-i nimic. Ne concentrăm pe celălalt punct. Enemy locking. Înseamnă că ceva e. Aici am crește viață după un timp sau... Da, uite. Oi, oi, oi. Păi dacă îl bați în retragere... Enemy locking. Cred că aia înseamnă că cineva stă cu ochii pe tine. Snap. Și victory. Galactic Republic. Da, deci un super joc. E bine, cred că urmează să arate ceva statistici pe aici. Deci, am avut 29 de eliminări și 18 death-uri, asisturi 13 și longest kill streak 6. Ma, not bad. Bun, 50 assault. Da, super. Aici, claim reward, battle training. Claim reward, claim reward. Ok, și cum le dau reward? Cred că trebuie să ies din joc. Bun, scoreboard. 11.331 de puncte, pentru mine este super ok. Iar ca primă impresie, jocul este wow, deci chiar se merită. Nu știu care e treaba cu Elite Trooper Deluxe Edition, nu știu ce să vă zic, dacă se merită să o luați deluxe sau nu. Însă eu am prins la un preț foarte bun acest joc. Am primit la 200 de lei l-am prins, Elite Trooper Deluxe Edition ăsta, și de asta l-am luat. Ei bine, până data viitoare, când urmează să postez alte gameplay-uri, până mai învăț și eu ceva din jocul ăsta, recomand să dați un like, fie un subscribe, dacă vă place ceea ce ați văzut sau ceea ce urmează să vedeți, o să vă intereseze. Ei bine, până data viitoare, să ne auzim cu bine! Toate cele bune!